Sper că tocmai ați văzut avionul, deoarece cu acest avion, după clipul de astăzi, este posibil direct să mergem către Inter Miami. Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod în care, da, ați văzut bine, astăzi vom da probele oficiale pentru a juca la Inter Miami și totodată să ne creăm propriul card în noul joc EFC 24. Împreună cu cei de la Flashcard urmează un super episod, așadar haideți acolo forță cu peste 10.000 de like-uri și credeți-mă, totul este 100% pe bune, deoarece, uitați-vă și voi, suntem pe site-ul oficial al celor de la Inter Miami și urmează să ne înscriem, băi, pe bune, adică totul e 100% pe bune, pentru a da probele. Se vede aici, Traian? Da. Submit probele oficiale la Inter Miami. Urmează să primim mail-ul acum și clipul de astăzi va fi trimis direct către conducerea de la Inter Miami pentru a ne accepta sau nu să fim jucătorilor și să fim colegul Lionel Messi. Așadar, fără să stăm prea mult la discuții, găsiți chiar acum link-ul în descriere a celor de la Flashcard, unde găsiți cele mai tari carduri personalizate, plus mini pachetele, atât cu jocul FIFA 23, cât și cu noul joc EFC 24. Și fără să stăm la discuții, cu multe emoții, haide să dăm drumul la treabă. Suntem sau nu jucătorul celor de la Inter Miami? Dar înainte să începem probele de astăzi pentru a juca la Inter Miami, ne-am luat tricoul frumos pe noi, în caz că ne cheamă direct să mergem acolo. Și voi nu uitați că pe eneba.com găsiți cele mai tari jocuri, peste 20.000 la număr, un site 100% safe, de unde vă puteți cumpăra, bineînțeles, și noul joc apărut, EFC 24, pentru absolut orice platformă. Aveți suport 24/7, puteți intra live cu ei în orice moment pentru a rezolva orice problemă. Așadar, vorbim despre un site 100% safe și, așa cum am zis, scrieți frumos aici EFC 24 și automat vă apar jocurile pentru toate platformele, plus de asta FIFA Points, dacă vreți să vă băgați acolo să deschideți pachete. Așadar, vă las chiar acum link-ul în descriere, intrați acolo și cumpărați-vă orice produs doriți de pe eneba.com. Și înainte să începem prima probă de astăzi, alături de mine avem doi antrenori direct de la Flashcard, Ricci, salut, te salut, și cu Radu, care sunt pregătiți aici să ne dea notele și să fie alături de mine totodată, pentru că suntem o echipă, astăzi ne dorim să ajungem la Inter Miami și să fim acceptați și clipul de astăzi să iasă cât mai bine, da? Bun, vreau ca totul să fie 100% pe bune, iar ratingurile pe care mi le dați să fie drastice, adică 100% adevărat. Clipboard-ul, le notăm. Perfect, 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 perfect. Dăm drumul la prima probă. Hai, care este? Baftă, pasă. Pasă. Începem cu pasele. Bun, Tudor, începem cu pasele astăzi. Avem 3 probe, pase scurte. Avem aici 1, 2, 3. Câte 5 puncte fiecare pasă corectă printre sticuri. După care mergem la poartă. Avem niște jaloane și niște gărdulețe. Pase corecte între cele 3 jaloane de pe mijlocul porții. Câte 20 de puncte fiecare, exact okay, cum ai văzut acum. Iar dacă nimerești unul dintre gărdulețe, avem 20 de puncte la fel. Și după care o să mergem în partea cealaltă, o să dăm niște pase lungi. Pe om, să vedem cum te descurci și cu un long passing. Și acolo avem și puncte? Avem și puncte, tot câte 15. Bun. Let's go. Bun, fraților, start prima probă. Let's go. Bun, bun, bun. Hai. Bravo, 2 din 2. Bravo. Te rog. Da, mă, da. Da, da. Până acum 55 de puncte, dar mai avem 3 pase lungi, poate ajunge măcar la un 65-70. Cât punem pase lungi acum? 15 puncte, o pasă lungă corectă, direct pe om, după preluare. Let's go! Una corectă, două greșite, asta înseamnă 70 passing, decent. Nu știu cât are fundașul lateral, Yedlin, cred că pe acolo avem și noi. Proba numărul 2, viteza cu mingea la picior, Tudor. Pe cei de la Inter Miami nu intră neapărat sprintul tău, ci cât de repede puși cu mingea, exact ca și Messi. Corect, logic, logic. Așa că avem mai niște jaloane, driblezi frumos printre. Okay. Care e ultimul jalon, ai făcut intrare spre centru și de la poartă. Și finalizare. Și okay, finalizare. Aha, aha. Hai, succes. Asta da probă de pace. O să stau în poartă. E prima dată când fac asta, sincer, dar hai să vedem. Vor fi două sprinturi de pe partea stângă, două de pe partea
partea dreaptă, iar finalizarea trebuie să fie atât cu stângul cât și cu dreptul. Contează și wakefoot-ul, bineînțeles, în toate probele de astăzi. Hai să vedem. Domnul antrenor, tu dai start. Bravo! Mulțumesc, în 50 pace, dar peste 80 shooting. Nope. Cât aproape, băi. Hai, mai avem încă una. Mai avem încă una, vreau un gol. Hai să vedem. Hai, ratingul de final de la Pace. Bănuiesc că ați luat în considerare și șuturile, nu? Da. Mamă, tare, e prima dată când fac procesul, asta. Tot exact. Finalizare. Tare. Pace-ul lui Tudor astăzi este 73. 73, decent. Mulțumesc mult, mersi. Domnul antrenori, 73 pace. De obicei aveam peste 80, dar v-am zis, astăzi totul este pe bune, ați văzut și voi, și cu totul alte probe. Tudor, trecem la shooting. Avem 4 probe pentru tine. Ok. Da. Avem 3 lovituri libere. Aceasta va fi zidul tău. Mamă, ok. Îl mai înălțăm, îl mai coborâm, vedem cât de scurt. Da. Așa. După care avem 3 penaltiuri. Ok. Să vedem cum stai cu finalizarea. Domnul la portar. Shooting. Exact, voi fi poartă. Și te folosești de gărduleț pentru alte 3 shooturi, unde prima vedem dată. Și shot power-ul. Băi, deci uitați-vă și voi, zici că este la Inter Miami aici. Avem toată aparatura, toată logistica necesară. Și la final vedem cum stai și cu wakefoot-ul. Ca și vedem ce poziție vei lua, atacant, mijlocaș, ai nevoie și de wakefoot. Hai să dăm drumul. Prima lovitură liberă. Bă, nu vreau să am ghinion azi. Da, putem, cu putere în plasa laterală. Hai să vedem. Următoarea probă de la shooting. Bun, fraților, trecem la următoarea probă, voleuri. Dar uitați-vă și voi, avem această plasă aici frumos. Va trebui să dau în plasă și după shoot din prima, fără preluare, cât putem noi de tare, deoarece în această probă Radu mi-a zis că se va uita și la shot power, puterea shoot-ului cât pot de tare. Pentru a avea mai mult material să le trimitem celor de la Inter Miami, Radu a decis să dăm câte 4 shoot-uri. 3 sunt cam puține să-și dea seama totuși, așa că vom încerca câte 4. Let's go. Primul shoot. M-am prins, o pasă, ca în timpul meciului. Următoarea probă din shooting este Two Touch Challenge. Ce înseamnă asta? Ricci o va da de acolo, preluare, shoot direct, gol neapărat. Preferată de astăzi, 4 goluri din 4 penalti. Primul penalti. Bă, aici vreau să mă descurc chiar cel mai bine. Chiar dacă am dat 4 goluri, proba trecută, aici vreau să-i dau puta. Bulan. Oho! Plasă laterală direct, 4 din 4. Și la two touch și la penalty-uri. Haideți să vedem acum ratingul decisiv. Hai să vedem. Ratingul final de la shooting, domnii antrenori. 4 din 4 la penalty-uri, 4 din 4 la two touches, okay. Shooting 82. 82, da, am început mai slab, ce-i drept, recunosc. Bine. La voleuri n-au fost cele mai strălucite, dar eu zic că cel mai mare stat din clipul de astăzi, 82. La fel, n-am avut niciodată atât de puțin, dar totul este pe bune astăzi. Tudor, momentul pentru o hidratare bine meritată. Până acum stai bine, ia un pic de apă, ia un pic de energie. Facem dribbling și defending. 3 de 1 contra 1 cu tine ca atacant, 3 de 1 contra 1 cu tine ca fundaș. Vedem și cum stai pe defending, dribbling și finalizare. Okay. După care mai avem fizică la final. Perfect. Hai să dăm bătaie. Dar stați un pic, are cumva Lionel Messi la Inter Miami un asemenea peisaj? Ia uitați-vă și voi. Cum o fi să te antrenezi, să dai probele pentru Inter Miami și în spate să vezi un asemenea peisaj? Băi, haideți cu toți aici la Bistrița, e frumos rodul tot. Primul dribbling de astăzi, bă, stă obosit, dar toate probele sunt în aceea zi, așa le-ai dat și dacă te duci acolo la Inter Miami. Nu o stai o pauză, două zile și după aia mai de altă probă. Totul astăzi, una după alta, trimite în clip. Hai direct, haide!
unde? Nas sau unde? Da. Și nas. Da, să mă arunc pe jos, să fac. O trimitem pe asta, așa? Da? O trimitem așa? Să nu zică după că sunt prea agresiv. Hai. Dar schimbă de la Ronaldo, probabil nu o să le placă asta, acum una de la Messi. Bine, mă. Și un pic de la mapea am mutat cu fake-shot-ul ăla. Radu a zis că mai avem nevoie de încă una, să-și dea seama. Corect, Radu? Da. Hai, încă una. No! Mamă, ce-a venit nebunul. S-a răzbunat că i-a spart nasul. Ok, se schimbă rolurile acum. Tudor, bun pe skill moves, bun pe dribbling-uri, cu viteza un pic, un pic în spate. Poate data viitoare când ne vedem, o iei un pic mai tare. Mai dăm de burtica jos, corect, că trebuie să zicem și asta. Trebuie. Niște tot skill move-urile, dribbling-urile, alunecarea lui Ricci. Am scăpat bine de la alunecare. Da. Nu m-am accidentat. Acum tot deși, scapă bune. Bun. Cât îmi dai? 68. 68 la dribbling. Corect. Mulțumesc. Noroc cu skill moves, că altfel aveam subținut. Bun, ne apropiem de final. Am făcut dribbling, shooting, pace, passing și acum vom face și defending pentru Tudor. Sperăm ca cei de la Inter Miami să aprecieze eforturile până acum. Primească o convocare. Așa că Tudor, hai să facem și defending-ul. Și mai avem physical-ul la sfârșit, o probă specială, o să vedeți imediat. Și eu sper să mai aprecieze ceva. Faptul că am avut antrenori de la Flashcard acolo contează mult, credeți-mă, pentru când vom trimite clipul, contează enorm. Am avut și antrenor, n-am făcut de capul meu singur aici. Hai să vedem. Defending-ul ne vreau mult. Deci fii atent, dai tot ce poți și tu exact. Și eu. Să iasă cât mai bine clip. Hai, hai Ronaldo, nu treci. Nope. Atâta timp când n-a fost gol, avem puncte, așa zic. Am închis unghiul bine. Am închis unghiul acolo bine. Bundaj, m-am zis. Harry Maguire! Hai, hai, și acum tu. Hai, gata. Este, mă. Este, mă. Băi, mi s-a părut cam puțin la dribbling. Poate mai boostează acolo domnul antrenor, văzând și tackle-ul și dribbling-ul și gol. E greu. Foarte greu. S-a împrost o momentă fizică. Foarte greu. Oricum, vrei să zic ceva? E bine că cei de la Inter Miami, ca și în Arabia Saudită, caută jucători 29-30 plus. Asta zic. Deci testul ăsta a fost perfect. Dacă îl dea la Barcelona sau Real, rămâneam aici la Bistrița, vă zic sigur. Dar așa la Inter Miami, având în vedere că îi caută jucători cu experiență, și a venit și domnul antrenor. Cu? Defense. Probă. Defense. Ah, defense-ul ăla, da. Defense, cred că cel mai bine ar fi Ricci să spună ce părere are. Și asta e adevărat. Că a fost adversarul 1-1. Corect. Ia zi, Ricci. Tudor, având în vedere că mi-e la mingea și mai driblat. Ok. Mai facem un boost la dribbling. Bun. De la 68 la un 72. Hai să fie. Ok. Mai punem acolo un pic de inform. Asta da defense, sigur. Nu, scădem, a fost bine și pe defense. Un gol, a fost și o ratare de-a ta, da, ai trecut bine, un unghiul. Pic, acolo am închis unghiul. Ok, ai și fizic, stai bine, înălțime, lovitură de cap, hai să zicem un 72. 72. Ok, ok, anul trecut am avut mai mult, vă zic sincer, dar a mai trecut un an peste mine, asta e, totul e pe bună așa cum am zis-o și am mai rămas un singur physical, la care aici o să fie greu după toate probele azi. O probă super specială, să sperăm că cei de la Inter Miami o accept. Iar dacă dăm probe la Inter Miami cu Tudor, o să facem o probă specială să impresionăm abdomenele lui Cristiano Ronaldo, celebrele abdomene, să vedem câte poți să faci. Bun. Și să sperăm că cei de la Inter Miami o să aprecieze chestia asta. Că o să-l aibă și pe Messi, o să-l aibă și pe Messi și pe Ronaldo în echipă. Exact. Știți ce zic? O să fie ceva hai. Interesant hai în hai să vedem, să avem și noi ceva azi. Din Cristiano Ronaldo. Hai să vedem. Gata? Da. 3, 2, 1, start. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Tudor, ce-am făcut, Tudor? Nu mai pot. Mâncărica bună. Nu mai pot, nu trebuie să-mi dau să mănânc înainte, nu cred. Haide. Hai. Continui. Haide, hai încă 5. 1, 2, 3, 4, ultima, 5. Bravo, hai sus. Ma. Mă, nu știu că am făcut acum câteva, 20. Cum o fi la Ronaldo care știți câte face? 2000 într-o dimineață și seara iar 2000. Cum o fi posibil? Bun, deci ai făcut 20, te înmulțim cu 3. Te înmulțim cu 3. Și facem physicalul de 60. Zi domnul, că el e prea drăguț. Zi-o tu, vină-mi cu a.
Bine, mă, trebuie să dăm pe bune. Ricci e drăguț cu mine. Hai să dăm pe bune. Hai, că 20 de abdomene? Da. Pentru Inter Miami? Aer tare de munte, de strița. Eu zic că un 5-6. 56 la physical, 100% corect. Așadar, fraților, așa arată cardul final cu toate ratingurile. Le vedeți acum pe ecran și pe acest card. Și acum trebuie să stabilim aici ratingul final pe poziția de cam colegul Lionel Messi. Hai să vedem. Vino mai aproape, să-l auzim împreună. Hai că nu mă uit. 72. 72 rating, băieți. Vă mulțumesc mult de tot. Mi-a făcut plăcere. Mulțumim. Și eu mulțumesc. Având în vedere că majoritatea jucătorilor de la Inter Miami au card silver, astăzi, pe bune, avem și noi un card silver. Și să nu credeți că este o glumă, împreună cu cei de la Flashcard vom merge chiar acum și vom trimite tot clipul de astăzi celor de la Inter Miami, deoarece am primit și un mail din partea lor. Practic, trebuie să încarci un clip sau mai multe clipuri cu tine pentru a vedea nota lor. Poate până postez eu acest clip, primim și un răspuns din partea lor. Să sperăm. Nu contează, chiar dacă nu o să mă accepte, faptul că astăzi, în clipul de astăzi, am interacționat cu cei de la Inter Miami. Ne-am depus acolo CV-ul, să zic așa, pentru a fi jucătorul lor și le vom trimite oficial clipul editat de astăzi. Contează enorm, este un clip unic pe canal alături de cei de la Flashcard, linkul în descriere cu cele mai tari carduri din EFC 24. Fraților, până data viitoare am fost Tudor, împreună cu Ricci, cel mai bun antrenor, și Radu, cel mai bun antrenor și cel mai strict totodată, și Traian de acolo din spatele camerei, și v-am pupat. Pa, pa!